foarte multe biciclete curate. Și facem de plicări de rutină. Ok. Orice biciclist. Am să vă rog, dacă filmarea ajunge în altă parte, o să fie altfel. Cum? Pentru că nu aveți dreptul să mă filmați și să postați pe site-uri de socializare sau pe rețele de socializare. Scrie undeva într-o lege, da, sau e un moft al dumneavoastră? Da. Cum vă numim dumneavoastră, dragă domnule? Oleg Brega. Brega Oleg. Brega Oleg, da. Am spus de ce v-am oprit. Avem foarte multe biciclete furate. Înțeleg, dar puteți, vă rog, să vă prezentați. Dacă m-ați legitimat, ar trebui să vă prezentați. Da, m-am prezentat. Nu. Ba da, m-am prezentat, dragă domnule. V-am spus când v-am oprit, v-am spus bună ziua și că mă numesc Agent Boba din cadrul secției 22 poliție. Ok, da, am înțeles. Mulțumesc. Bun. Dar asta o să public pentru că e drept fundamental, se numește libertate de exprimare. Aveți tot dreptul să o publicați, după o să vorbim altfel. Da, da, aveți datele mele, mă chemați în judecată. Nu vă chem eu, vă cheamă colegii mei, pentru că nu aveți dreptul să postați. Ce-ar fi să încerci eu să vă filmez pe dumneavoastră și să postez? Eu sunt persoană fizică, dumneata, ești în serviciu, ai însemnele statului. Așa și? Și ești la serviciu, ești plătit din banii noștri. Nu, vrei să vă dau banii cu cât sunt plătit? Nu vreau să-mi dați, vreau să respectați drepturile. V-ați informat vreodată cu cât plătiți dumneavoastră polițiștii? Irelevant. Vrei să vă chiar spun dacă eu? Plătesc 3 bănuți. Păi vreți să vă spun eu ca chiar dacă plătesc 3 bănuți, dumneavoastră sunteți în slujba cetățeanului, păi, sunteți la serviciu, nu v-am filmat acasă. Ca să nu vă filmez. Dar de ce nu lăsați poliție? De ce nu renunțați la munca asta? Pentru că am muncit și mi-am dorit să ajung unde am ajuns. Și o să ajung și mai sus. Munca asta implică și faptul că sunteți filmat, filmabil, publicabil, da? Da? Da. Foarte bine. Ce părere, mai biciclete este acela? Părerea mea. Da. Nu știu. Nu știți? Da. Nu știu. Vă zic bună, vă cunosc. Foarte bine că nu știți. Habar n-am, Rock Rider, scrie pe ea. Colegul zice că n-am voie să-l filmez. Păi nu prea aveți voie să-l filmați așa, fără acordul nostru. De ce? Dar libertate de exprimare, drept constituțional? Filmați, domnule, cum doriți dumneavoastră. Filmați, să ne spui și nouă pe ce site. Curaj TV. De unde? Curaj TV. Pe Curaj TV? Da. Mulțumesc frumos. Să trăiți. Frumoasă, la revedere. La revedere. Sănătate.